Salut, Vlad! Episodul de astăzi este deosebit, e altfel. Îți voi povesti despre un scriitor pe care nu l-am cunoscut, dar pe care l-am admirat și l-admir enorm. O spun la timpul trecut pentru că, din păcate, s-a stins din viață acum aproape un an, iar eu nu am aflat decât de puțină vreme. Pentru mine, ca și cum ar fi murit acum câteva zile. Florin Constantin Pavlovici. Numele acesta ar trebui să stea la loc de cinste. Cartea sa, Tortura pe înțelesul tuturor, ar trebui să se studieze în școală. La fel cum fac cei din vest cu Jurnalul Anei Frank. Bună oară! Cartea aceasta eu o țin mereu aproape, așa cum Alexandru cel Mare ținea Iliada lui Homer oriunde îl duceau luptele. Din fericire, eu nu trebuie să lupt. Poate doar metaforic, cu tine și cu voi ceilalți mileniali, ca să îl citiți pe Pavlovici. Îl spuneam că nu l-am cunoscut, deși mi-am dorit mult, dar mi-am dat seama cât de retras trăiește când nu am găsit nicio urmă din activitatea sa pe internet. Mai târziu am aflat de la jurnalistul Răzvan Gheorghe că nu dădea interviu, nu se întâlnea cu ziariști, nici măcar la Memorialul Durerii nu a vrut să apară. Și pot doar să-mi închipui ce încercări a făcut doamna Lucia Hosu Longhin asupra colegului său, căci Florin Pavlovici a lucrat o viață întreagă la Radio România. La un moment dat am încercat să fac rost de un număr de telefon, măcar să-i spun cât de mult îl respect, ce impresie puternică mi-a produs cartea asta. Și am citit până acum probabil peste 100 de cărți din memorialistica de detenție. Dar n-a fost să fie. Predomnești. Am mai scris Frica și Pânda, Viscolul și Păianjenul. Am descoperit pe net, la emisiunea Vocile Memoriei de la Radio România Cultural, vocea sa. Și iată cum vorbește despre securiști și torționari. Care ar fi originea lor? Hai să-l ascultăm, Vlad. Despre carte aș vrea să spun două cuvinte. Este o continuare a mai vechii mele cărți, Tortura pe înțelesul tuturor, o carte despre închisoarea politică în perioada lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Frica și Pânda este o selecție din experiențele trăite de un deținut politic după eliberare, în afara închisorii, în afara sârmii de libertate, dar aflat mereu sub supravegherea securității. Ar trebui să spun că în închisoare am cunoscut printre gardieni și printre securiști o mulțime de monștri care în această carte populează paginile ei. Întotdeauna m-am întrebat cum s-a făcut selecția pentru monștrii despre care am vorbit. Eu mi-am găsit un răspuns care, evident, e mulțumitor pentru mine, dar nu se potrivește cu arhivele, cu documentele din arhivă. Mi-am imaginat un concurs, un concurs la care au fost aduși să participe oameni de toată mâna, pe un teren întins, fără asperități, fără accidente. Organizatorii au făcut o groapă mare, adâncă, vizibilă. Au dat semnalul de plecare și cei care au căzut în groapă au fost angajați pe loc în ceea ce s-a numit pe atunci securitatea poporului. Cei care au reușit să evite groapa și să ajungă în capătul terenului au fost ulterior arestați, anchetați, condamnați ca dușmani ai poporului. A mai existat o categorie a celor de pe margine, a privitorilor. Dintre ei, o parte i-au aplaudat pe cei care au căzut în groapă și i-au huiduit pe cei care au reușit să evite groapa. În scurtă vreme, acești aplaudați au fost angajați ca surse, cum îi numeau securiștii, ca informatori, cum îi numesc astăzi cercetătorii domeniului,
ca turnători, cum îi numesc victimele. Lumea aceasta este în mare lumea cărții Frica și Pânda. Vă mulțumesc! Dumnezeu să-L ierte și să-L odihnească. Acum să vorbim și de cartea asta, Tortura pe înțelesul tuturor. E genul de carte pe care o citești regretând fiecare filă ce o întorci, fiindcă te apropii de sfârșit. După numele său, pare că povestea este teribilă și tragică. De fapt, chiar este așa. Dar uneori este tratată cu o detașare și un umor inconfundabil. Un umor absurd, un umor negru, așa cum absurd a fost întreaga sa detenție. A fost condamnat pe când era student, fiindcă se pronunțase împotriva intervenției sovietice în Ungaria, fiindcă citea pe unii ca Whitman, Faulkner și Hemingway, dar îl ignora pe Zaharia Stancu, cu al său roman Rădăcinile sunt mincinoase. El se considera nevinovat, dar așa cum i-a spus chiar primul său coleg de celulă, mai ales nevinovații nu scapă. Primul anchetator l-a traumatizat, dar a mai avut resurse să îi reziste. Ți-ai adus aminte? Ce ai făcut, dușmănos? Amnezia mea, greu de vindecat cu vorbe, i-a tulburat dispoziția spre meditație. A încercat mai întâi efectele curative ale bulanului. Mă lovea în creșteri și peste urechi, în spinare și peste brațe. Masa aprinsă în șuruburi nu-mi permitea să mă ridic sau să evit loviturile, dar nici nu-mi provoca aducerea amintei pe care o presupunea tratamentul. A renunțat la bulan și s-a pus pe treabă ca la cârciumă, la încăririle dintre bețivi, unde totul este admis. Când izbea cu bastonul de cauciuc, păstra o anumită demnitate. Când năvălea asupra mea cu pumnii, cu palmele, cu picioarele, se schimonosea de parcă ar fi suferit de viermi intestinali. El însuși avea mișcările zvârcolite ale unui limbric eliminat din mediul său natural. În plus, gâfâia, ignea, gemea, ca și cum ar fi trăit durerea provocată altuia. Locotenentul major Constantin Voicu era un bărbat tânăr, în jurul a 30 de ani, cu semnul morții și al dezastrului pe chip. Nu cred că a trăit destul cât să ajungă general. Culoarea verde pământie a feței, exploziile de violență, ura ce emana din toată ființa lui, nu anunța o viață lungă. Nimeni nu m-a urât așa de tare. Era o ură principială, partinică, orientată activ împotriva unui dușman al poporului. Privirea îi se întuneca, ochii se umpleau de sânge, buzele îi se învinețeau și își lansa întrebările, amenințările, înjurăturile ca prinse sentințe capitale. Îi plăceau și măscările. Deși reduse ca număr și lipsite de varietate, acestea aveau forță și mi-explodau un auz asemenea pognitorilor aruncată de copiii în spatele unui suferind de inimă. Sub murdăria lor, tresărea mai înfricoșat decât sub izbutura de pumn, iar el le completa cu lovituri date cu muchia palmei în gât, de parcă a fi vrut să înreteze capul, stediul nepermisei mele încăpățânări. Uneori, scandalizat că negam, amuțea de furie, dar își continua mășcările de râmă tăiată cu sapa. La sfârșitul acestei ședințe tensionate, după atâtea și atâtea eforturi, locotenentul major de securitate Constantin Voicu tot nu mă vindecase de amnezie. Niciunul dintre noi nu aflase ce mă făcuse dușmănos. În timp ce eu am rămas să mă mir cu activitatea atât de temeinic desfășurată putea să fie atât de stearpă, anchetatorul s-a așezat la birou și a compus un proces verbal din care reieșea limpede că arestatul refuză să colaboreze cu organul de anchetă și că nu își recunoștea vinovăția. Era singura explicație a eșecului. Vlad, domnul Pavlovici a primit 5 ani de închisoare pentru uneltire contra ordinii sociale și a trecut prin închisorile Jilava și Gherla și lagărele de muncă Salcia, Giurgen, Periprava. În acestea a întâlnit deținuți, personalități ce țineau adevărate conferințe pe cele mai variate domenii. O adevărată lecție de viață ce a întregit personalitatea. Alexandru Ivasiuc, filozoful Mihai Cocuz, părintele Gheorghe Chiriac, istoricul mai târziu Alexandru Zub, Mihai Rădulescu și atâția alții. În lagărul de la Stalcea mai ales, iarna, pe cracă, cum se spunea, cracă însemna foame, dar și activitate culturală. Ori de câte ori înceta munca fizică, începeau conferințele și învățarea limbilor străine. Alexandru Ivasuc avea o cultură impresionantă. Citise enorm, citise cărți esențiale în perioada în care generația sa nu depășise literatura de propagandă marxistă.
făcând-o dintr-un instinct al valorii. Era însă urmărit de ticuri și reflexe, dobândite probabil la anchete dure. Când vorbea, își ridica pe neașteptate brațul, cu cotul îndoit în afară, într-un gest vâgnit, ca pentru a-și apăra ochii de viziunea unei lovituri năpraznice. Când asculta ce îi se spunea, cioturile dinților, rămase să putrezească în gingii, clănțăneau ușor, de parcă ar fi vrut să semnalizeze un semnal morse, strigă de ajutor sau semnal de avertizare unei persoane nevăzute, dar prezente în adâncul ființei lui. De altfel, amintirile propriilor bătăi și torturi îl urmăreau zi și noapte pe Florin Pavlovici. Pe prima o țin minte toată viața. M-a șocat cel mai mult. M-am ținut să nu țip. Primele lovituri am rezistat. După a 10-a lovitură, m-am smuls din mâinile militarilor. M-au imobilizat, iar și-au continuat bătaia. Am răgnit la fiecare lovitură. Durerea era așa de mare încât nu puteai să nu țipi. Unii deținuți leșinau de durere. Era o treabă științifică aproape. Bătaia era sistematică, dar bandiții nu trebuiau uciși. Trebuiau ținuți în viață cât mai mult, ca să sufere. În plus, era în forță de muncă. Bătaia era considerată un stimulent pentru îndeplinirea normei. Prima bătaie din lagărul de muncă a fost una antologică. Cei pedepsiți fiind atât de mulți, încât coada se întindea de la poarta de intrare în lagăr până aproape de barăci. Noaptea s-a lăsat, se făcuse târziu și deținuții așteptau să-și primească porția pentru neefectuarea normei zilnice de muncă. Intram organizat, unul câte unul, ca la doctor. Fiecare ședință dura mult, nespus de mult pentru nervii noștri încordați, însă stăteam cu minți, fără a manifesta o nerăbdare. Se vedea de la o poștă că torționarii munceau, nu glumă. De altfel, chiar de a doua zi, numărul pedepsiților se va micșora pentru a face mai ușoară sarcina pedepsitorilor. În această atmosferă ireală, Adrian Nițoiu, ghinionistul nostru coleg de echipă, a avut o iluminare și a zis: am stat la coadă la cantina studențească, am stat la coadă la bilete la teatru, la cinema, la operă, dar coadă pentru bătaie n-aș fi crezut că se poate. A întâlnit și deținuți care trecuseră prin reeducarea de la Pitești, între care un tânăr basarabean, Timotei Mândru, ce a povestit de ororile de nespus. Pentru că nicio tortură nu-l făcuse să cedeze, a fost pus să participe la torturarea altora și silit să mănânce 26 de gamele cu fecale. Eram fericit în ziua în care mă lăsau să mănânc propriile fecale, mi-a spus el îngrozit de ceea ce îndrăznea să-mi spună. Poveștile lui, a lui Dan Diaca, ale atâtor altora sunt surprinse cu sensibilitate și înțelegere în cartea sa. A fost eliberat în 1964, dar o parte a ființei sale, tinerești, a rămas în gulagul românesc. Atât de mult așteptata clipă i-a produs un adevărat șoc psihologic, pe care l-au resimțit probabil și alții înaintea sa. El spune: am rămas pe loc, încremenit, multă vreme. Într-un târziu am făcut câțiva pași înainte, câțiva înapoi, iar înainte, iar înapoi, fără să mă abat de la linia dreaptă, nici într-o parte, nici într-alta, revenind mereu în punctul din care plecasem. Repetam de data aceasta, în absența zidurilor, mișcările vechi din celulă. Ningea cu fulgi mari, gara era aproape pustie. Pietrele din pavajul peronului se acoperiseră cu zăpadă. Doar locul bătătorii de mine rămânea o pată murdară din care nu mă puteam smulge. Nu-mi venea să cred că mi-era atâta frică de libertate. Așa se încheie cartea sa. Vă invit să o citiți, fiindcă este mai actuală decât oricând. Doar o privire s-a aruncat în Ucraina și o să vedeți nenorocirile pe care rușii le aruncă asupra fraților lor ucraineni, că parcă așa le ziceau. Așa cum ne-au făcut și nouă, așa cum i-au învățat pe torționarii români să aplice deținuților politici. Iar pentru tine, Vlad, vezi că ți-am lăsat cartea domnului Pavlovi pe noptieră. Este lângă Ion și ultima noapte de dragoste, prima de război. Hai că mai am ceva, nu am terminat încă.
Domnul Pavlović mai are o alegorie foarte interesantă, tot la vocile memoriei. Hai să o ascultăm. Lumea în care trăim este un grandios spectacol al violenței. În emisfera nordică a Pământului, la izvoarele unor ape reci și sălbatice, se naște somonul. Coboară pe râuri, pe fluvii, până în ocean, unde își petrece o bună parte din viață, vânând și fiind vânat. La ceasul înmulțirii pornește înapoi spre locul de unde a purces, înfruntând pericole și dificultăți inimaginabile. Înnoată împotriva curentului, sare praguri aparent inaccesibile, izbindu-se de stânci și colțuri de piatră, se răsucește în șuvoaie spumegânde, se înalță peste cataracte și cascade, țâșnește prin repezișuri, răscolește nisipul și prundișul, se strecoară printre labele și fălcile urșilor, care îi pândesc trecerea, ignoră omul, prădătorul cel mai șiret și mai nemilos. În drumul lui, neabătut către apele dulci din care s-a declanșat migrația, nu caută hrana, nu cunoaște odihna. Se aruncă necontenit înspre început. Odată ajunși la izvoare, temerarii, atâția câți au mai rămas din marele banc de pești adunați din ocean, își depun icrele în ultima zbatere a vieții lor. Din clipa în care acestea au fost fecundate, somonii mor. Și-au parcurs programarea și-au închis ciclul. Trupurile lor, sângerate și istovite de brutala cursă a reproducerii, își vor lepăda carnea și vor putrezi, transformându-se în supa cu care se va hrăni noua generație la ieșirea din icre. În România ocupației rusești, noi, cele 2 milioane de foști deținuți politici, întruchipăm somonii ultimei jumătăți a secolului al XX-lea. Din cadavrele noastre intrate în descompunere, se va hrăni o generație curată, sănătoasă, fără pândă și fără frică. Va înflori chiar din putreziciunea noastră.